Înainte să începem acest V-Cast, am un mic anunț. Vrei să fii primul care află când iese 6ix9ine din pușcărie? Vrei să fii primul care află când intră Kodak Black în pușcărie? Îți plac știrile și bârfele despre artiștii de afară și nu numai? Vrei să știi de cine a mai făcut Caterinca sau pur și simplu îți place să vezi femei ce dau din chec? Caută fix acum pe telefonul ce l-ai în mână sau în buzunar pagina de Instagram Vike Celebrity și dă-ne follow. Acum! Yo, când mă gândesc că există oameni cu mandate de 25-30 de ani sau chiar pe viață, zic eu, clar oamenii ăștia au făcut ceva grav și clar nu o să le fie ușor, dar că știu că există procese ce se închid cu pedeapsa capitală, that's insane, man. Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest canal minunat, dacă încă nu sunteți abonați, noi stați să o faceți chiar acum și da, astăzi vorbim despre YNW Melly. Pentru cine nu știe, rapperul este suspect în uciderea prietenilor lui, mai exact Jovi și Sack Chaser, iar în momentul de față este închis și în proces. So, treaba stă în felul următor. Poliția crede că Melly și-a ucis prietenii după care a încercat să mușamalizeze toată nebunia asta, dând vina pe un atac din partea unor necunoscuți, în timp ce aceștia erau o mașină. Poliția a strâns tot felul de indicii și până la urmă s-a ajuns ca el să fie primul suspect, deși acesta afirmă faptul că este nevinovat. Ok, so, nu știu câți dintre voi știți, însă în Statele Unite ale Americii, în unele state, nu în toate, încă mai există pedeapsa capitală. Problema lui Melly este că acesta este judecat într-unul din statele în care pedeapsa capitală încă se aplică, iar sursele spun că dacă acesta va fi găsit vinovat în uciderea celor două persoane, va primi pedeapsa capitală. Man, acum, asta e next level. Nu înțeleg ce e mintea unui băiat, unui tânăr precum Melly, care are doar 19 ani și aș putea spune că e încă un adolescent și nu știu ce chec a fost în mintea lui atunci când și-a omorât prietenii. Pentru cine n-a auzit niciodată de el ca artist, vă sugerez ca după acest vike să-i ascultați piesele. Omul chiar are o super voce, e super talentat, era în plin progres în cariera lui, fituri grele, piese marfă, rău și totuși din nefericire a comis-o al dracului de nasol. Bine, acum, încă nu s-a dat verdictul că el este vinovatul, dar știți cum e, man, poliția nu e chiar așa ușor de păcălit și e foarte deșteaptă. Și oamenii, dacă au dovezi contra ta pe care tu sau avocatul tău nu le puteți justifica, te duci nasol, bro. Totuși, pedeapsa capitală cred că e puțin exagerată, deși știu că unii dintre voi poate sunteți la modul a omorât, merită să moare. Acum, hai să fim serioși, omul a crescut într-un mediu foarte, foarte sărăcăcios, înconjurat de ganguri, chiar și poliția suspectă faptul că acesta face parte dintr-un gang, afirmând faptul că Melly și-a ucis prietenii pentru notorietate și pentru audiență și se mai știe faptul că Melly suferea de mixed personality, s-aș putea spune, adică are mai multe personalități. Ok, totuși asta nu e o scuză și nimănui nu-i pasă că dimineața te trezește un bun, iar seara ești un nemernic afurisit, indiferent dacă ești sau nu conștient de asta, credeți-mă, nimănui nu-i pasă de toată treaba asta în instanță. Acum, problema e că Melly are și o piesă, Murder on My Mind, în care ne explică vers cu vers cum unul dintre prietenii lui moare chiar omorât de acesta și odată cu explozia asta mass media cu toate știrile despre el ca fiind chiar omul care și-a omorât prietenii, piesa a explodat pe internet ridicându-se la aproape 200 de milioane de vizualizări, ceea ce e mega insane, nu? Acum, foarte mulți din comunitatea lui Melly și nu numai consideră că Melly riscă pedeapsa capitală doar pentru că este de culoare. Mulți consideră că dacă Melly era alb, acesta nu era supus să moară, ci maxim primea pușcărie pe viață. Sau nu am idee cum și la ce nivel este rasismul în Statele Unite ale Americii, însă vă las pe voi să vă lăsați cu părerea în secțiunea de comentarii despre ce credeți în legătură cu toată situația asta. Totuși, după toate informațiile acestea ce circulă pe internet, imaginea lui a crescut insane, lumea își dă seama de talentul său, dar din păcate, indiferent ce reprezentăm, pedeapsa trebuie să fie pedeapsă pentru toată lumea. Pun asta pentru că am văzut foarte multe comentarii în care se scria Free Melly, deși acesta este suspect în uciderea doi oameni. Indiferent ce ești, ce reprezinți, că ești om de rând, artist, fotbalist sau om politic, dacă ai omorât, merit să fii pedepsit exact la fel ca și un om normal, nu? Chestia asta cu statutul social este total greșită când oamenii omoară alți oameni și pentru că reprezintă ceva sau pentru că au foarte mulți bani să-și plătească avocat și mită la procuror și așa mai departe, ies afară și mie mi se pare total greșit. Ai omorât, îți asumi, te duci la zeghe, nu sunt eu judecător, nu sunt în măsură să judec pe nimeni, însă consider că așa este drept pentru toată lumea. Ok, acum tot ce putem să facem este să sperăm că Melly nu este vinovat în toată situația asta, sper să existe un alt vinovat pentru că Melly chiar are mare potențial și este un artist foarte talentat, dar dacă va fi găsit vinovat,
cel mai probabil va primi din nefericire pentru el pedeapsa capitală. Știu, e trist, însă din păcate regulile sunt reguli. Așa este acolo, la noi românească palejer cu 25 de ani în care pe bună purtare probabil ieșea după 10-15 ani, bănuiesc, nu știu. Însă în state se pare că situația este diferită, așa că tot ce putem face noi este să sperăm că nu este el cel vinovat de moartea celor doi. Bă, sper că v-a plăcut acest weekend, vă aștept și pe pagina noastră de Instagram, avem o comunitate mega blană și frumoasă acolo de aproximativ 7000 de oameni. Mergem spre 10000 de oameni ușor, 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 ușor. Să vă abonați la acest canal și până data viitoare aveți grijă de voi și vă pup!